Un bărbat de 38 de ani din Târgu Cărbunește a iscat un scandal monstru într-un magazin din localitate. Acesta a consumat alcool fără limite, iar mai apoi a intrat în incinta unei societăți comerciale și fără motiv l-a amenințat pe vânzătorul magazinului. O altă persoană care era în zona a încercat să calmeze spiritele, moment în care bărbatul turmentat a început să distrugă geamul unei vitrine frigorifice și mai multe mărfuri cu care a aruncat către vânzător. Văzând că nu există o altă soluție pentru a opri conflictul, bărbatul a sunat la 112. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a Lipege Gorj un bărbat de 30, 38 de ani din localitate bănuit de săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetările efectuate de polițiști are ieșit faptul că cel în cauză ar fi amenințat cu acte de violență un alt bărbat și ar fi distrus mai multe bunuri dintr-o societate comercială. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj și va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propuneri legale.